Bună seara! O nouă competiție K1 la Chișinău. Unii din cei mai buni luptători din Moldova vor participa la turneul K1 World Grand Prix 2013, care face parte din calendarul K1 World Qualifying Tour. Competiția va avea loc la 30 martie la Chișinău. Moldova. Maniș Arena. 30th of March. For the first time, FIA presents K1 World Grand Prix 2013. A fost încheiat un acord între cele mai câteva puternici companii de promotor, companii în lupte. La data de 30 martie vom avea o surpriză pentru amatorii artelor marțiale și mai ales a K1-ului, nu numai din Republica Moldova, dar și din întreaga lume, deoarece în premieră, în K1, va fi pus în joc centura în 85 de kg. Așa ceva n-a mai fost și în premieră va fi la Chișinău Grand Prix al lumii. La acest Grand Prix vor mai fi câteva lupte de calificare pentru finala greilor de anul 2013 și finala K1 Max 16. Semifinala K1 Max anul acesta va avea loc ori la New York, ori va avea loc chiar și în Tokyo. Sau unii este Kishenka, unii este Petrosea. La gala de la Chișinău vor mai fi mai multe super lupte la care vor participa mai mulți luptători moldoveni. Va fi un show de zile mari. E clar că primele sunt mai valoroase, deoarece trecem la alt nivel. Aici sunt niște secrete comerciale, dar pentru spectatori vor fi un show mare, vor fi traslare direct în multe țări. Vine oaste de onoare, vine Errol Zimmerman, care l-a bătut și pe Moroșanu, care a avut lupte puternice și cu Badr Harris, cu toți s-a bătut, e destul de puternic și bravo. Va fi Kim, stăpânul deținătorului brandului K1, va veni o specifică. În tabloul principal al K1 World Grand Prix 2013, la categoria de 85 de kg, vor lupta doi reprezentanți din Moldova, Constantin Țuțu și Victor Curtiș. Aceștia se vor duela cu Midema din Olanda, Allen din Marea Britanie, Paciuschi din Polonia, Kazimirov din Azerbaijan, Rolo din Spania și Stebuliauskas din Lituania. Într-un meci rezervă se vor duela luptători din Ucraina și Lituania. Pe lângă tabloul principal vor avea loc și calificări. La K1 Max Final 16, moldovenii Cristian Dorel și Vitalie Matei vor lupta între ei la categoria de 71 de kg. La categoria grea va lupta Sergei Lashenko. La Open Fight, Alexandru Col va lupta cu Denisa Păvăloaie. În super dueluri vor lupta Igor Frunze la categoria de 63 de kg și Maxim Bolotov la categoria de plus 91 de kg. K1 World Grand Prix 2013 va avea loc la 30 martie la Chișinău. Aproximativ 8 milioane de euro. Atât va primi Federația Moldovenească de Fotbal de la UEFA pentru drepturile de televizare ale meciurilor selecționate Moldovei de pe teren propriu în perioada 2014-2018. La 6 decembrie 2012, Comitetul Executiv al UEFA a decis că va vinde în mod independent drepturile TV ale meciurilor internaționale, inclusiv pe cele ale Moldovei. Cum toate drepturile trec la UEFA și asta e foarte bine, pentru că ei specialiști, ei știu prețul de azi care este pe piața mondială a televiziunii, așa că ca țările noastre mititele, ca Moldova, Armenia, Prebaltica, țările din Prebaltica, desigur că Prebaltice, desigur că asta este un plus foarte, foarte mare, pentru că să gestioneze UEFA și desigur că plățile vor fi cu mult mai mari care până acum noi le-am primit. Desigur că noi să avem un buget pe care putem să-l întocmim cu perspectivă, dar nu așa, lasă depinde cu cine noi suntem în grupă și așa mai departe. Asta este un plus foarte mult pentru țările mici. And Johnson's cross, Lampard arriving, and Frank Lampard having a tremendous first half, two for him. În acest moment, drepturile de televizare ale meciurilor selecționate Moldovei de pe teren propriu aparțin companiei Infrant Sports and Media, președintele căreia este Filip Blata, nepotul președintelui FIFA, Zeb Blata. Contractul dintre Infrant și FMF a fost semnat acum 7 ani și va expira în 2013. Milner! His first goal for England! It's four!